Bună ziua, oameni frumoși și bine v-am regăsit. Astăzi vom face etalare pentru luna octombrie 2021. Pentru zodia Berbec, ascendent luna în zodia Berbec. Dacă vă doriți o etalare personalizată, îmi puteți lăsa un mesaj pe WhatsApp la numărul 0726981520. Iar dacă vă doriți și vă face plăcere să lăsați un like, un coment, să vă abonați sau să deveniți membri acestui canal, să știți că apreciez foarte mult aceste lucruri și vă mulțumesc din suflet. Energia lunii vine cu baletul de spade, care aduce foarte multă curiozitate, noutate, poate găsiți noi idei, într-o situație, într-o relație sentimentală, în legătură cu un loc de muncă. Poate vă faceți planuri noi pentru viitor. Oricum, căutați mai multe informații. Pot apărea și anumite bârfe, dar văd că foarte multe lucruri se vor așeza în viața dumneavoastră în luna octombrie, pentru că tot ceea ce veți afla în luna aceasta... Este în avantajul dumneavoastră, sau așa trebuie să fie. Oricum, sunteți bine binecuvântați, aveți o protecție divină în luna aceasta. Puteți avea de-a face și cu semne de aer, gemen balanță vărsător. Poate veți da dovadă de foarte mult curaj de a trezi ceva în interiorul dumneavoastră de a... E, e ca o deșteptare, aș putea să spun. Mai multă atenție în unele situații. Vă adaptați unor situații noi, poate, unor relații, unor... Veți face față cu brio unor probleme din viața dumneavoastră sau veți ieși, da? găsiți rezolvare, găsiți răspunsul, apar schimbări foarte benefice în viața dumneavoastră și văd și foarte multă sinceritate. O lună în care... Veți avea parte de multe lucruri frumoase, de un progres, de o reușită foarte posibil ca cineva să vină să vă ceară iertare pentru că v-a greșit în, cu ceva, v-a judecat greșit, v-a înțeles greșit. Văd și evenimente fericite care vor avea loc, vă găsiți cale. poate unii dintre dumneavoastră vreți să vă mutați în luna aceasta, în altă parte, sau să schimbați ceva major în viața dumneavoastră, să faceți o schimbare majoră, pentru că tot ați întâmpinat momente în care v-a cuprins disperarea, neputința și văd că lucrurile acestea v-au întărit, de aceea aveți și această protecție și văd lucruri care progresează în viața dumneavoastră, evenimente fericite și o schimbare de locuință, de comportament față de oameni din jur. Ce provocări vă așteaptă în luna octombrie? Aici avem un șase de cupe. Vă întoarceți în trecut? Vă este foarte dor de o perioadă din trecut, de copilărie, de locul natal, de o persoană de o afacere, de o casă, poate, în unele situații. Foarte posibil să aveți de-a face și cu semne de apă în luna aceasta, rac, scorpion, pești. Vă este dor și apare foarte multă nostalgie. Au căzut două mesaje, dar le voi lăsa. Teama de a nu pierde un echilibru în viața dumneavoastră, de a nu pierde un sprijin, de a nu fi susținuți într-o anumită situație, de a nu pierde anumite prietenii. Aici cred că vorbim și de faptul că vă doriți să, fa vă doriți să faceți un împrumut, doriți să rezolvați ceva în viața dumneavoastră, dar vă este teamă ca nu cumva o situație din trecut să revină, să se repete. Poate vreți să faceți un împrumut la o bancă, poate vreți să faceți pace cu cineva, poate vreți să reveniți la un fost loc de muncă unde ați avut mai multă stabilitate, sau să reîncepeți o activitate din trecut. Aici poate fi vorba și de o împăcare. a fost o relație cam complicată, n-aș putea să spun că a mers totul foarte frumos, poate a fost o relație de trio și aici la un moment dat lucrurile s-au terminat sau persoana iubită a făcut anumite diferențe sau tot timpul va da la o parte sau asta cu gândul cu inima la altcineva. Și provocările apar. Și pe segmentul familiei, vă doriți o familie, vă doriți o stabilitate, o siguranță, să fiți înțeleși, să fiți apreciați, să uh, primiți și dumneavoastră ceea ce ați oferit până acum. Foarte posibil să aveți de face și cu semne de foc, berbec creu, săgetător sau cu semne de pământ, taur, fecioară, capricorn. Da, este nevoie și de o susținere morală. De a trece mai ușor peste o perioadă mai neplăcută din viața dumneavoastră Aici este și teama de un refuz Cred că aveți anumite slăbiciuni luna aceasta Și trebuie să le faceți față cu vreo, să le depășiți da, Să încheiați acel capitol pentru că văd că vă trec fel și fel de emoții Sunteți îngrijorați că nu veți obține ceea ce v-ați propus sau ceea ce vă doriți, dar văd uh, câștiguri neașteptate și pe planul sentimental și pe planul profesional și pe planul uh, uh, financiar. Dar și din punct de vedere al sănătății dacă vă îngrijorează probleme de sănătate, să știți că lucrurile nu sunt chiar atât de grave precum le vedeți sau le trăiți dumneavoastră. Ce surprize vă așteaptă? Aici avem spânzuratul. Nu este o carte tocmai veselă. Probabil uh, doar că are și uh, nuanțe pozitive, uh, pot apărea perspective noi. Uh, poate fi vorba de o pauză, de o stagnare pe care o așteptați, pe care vă doriți foarte mult. De exemplu, poate fi un concediu, la de, un concediu de odihnă și ați aștepta de mult acest uh, lucru. Văd că veți da dovadă de foarte multă înțelepciune, dar uh, renunțați, uh, pentru că aici avem și turnul care vine foarte rapid. Odată ce avem aceste cărți în poziția surprizelor, înseamnă că ceva în viața dumneavoastră va lua sfârșit. E ca o gândire opusă sau e o nouă înțelegere, începeți să vă înțelegeți dumneavoastră în și vă mult mai bine, să nu vă mai sacrificați pentru, pentru oamenii din jur, să nu vă mai supuneți, să faceți exact ceea ce vă doriți dumneavoastră pentru că veți trece prin fel și fel de încercări, cărora le veți face față aici, vine o schimbare din destin. Turnul de obicei dărâmă situații, relații, sentimente care nu sunt credite pe o bază stabilă, pot fi imaginare sau doar în, 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 nu știu, în imaginația dumneavoastră probabil. E și lucrurile acestea vin foarte rapid, dar ca și surpriză vine o pauză. Poate pentru unii dintre nevoastră are sens ceea ce spun. Uitați și în keeper e aceea situație. Și în Lenormand și în keeper pauza. O stagnare, o pauză și o cale foarte lungă. Poate veți ajunge într-un punct în care va trebui să puneți un stop. Și să analizați tot ce s-a întâmplat până acum și să acționați în direcția uh, corectă. Poate într-o relație sentimentală uh, lucrurile nu funcționează așa cum vă doriți și aveți nevoie de o pauză în care să fiți doar dumneavoastră uh, singuri, și să stați și să gândiți, să vedeți dacă este bine ceea ce faceți, dacă sunteți pe drumul cel bun. Într-o afacere, chiar dacă întâmpinați o stagnare, este ceva de scurtă durată, pentru că stagnarea aceasta vine ca să vă ajute pe dumneavoastră să schimbați ceva. O pauză și de la drum lung. Poate nu mai sunteți nevoiți să plecați la un drum foarte lung care nu ar fi făcut plăcere oricum. Poate fi vorba și de o mutare. Poate atitudinea unei persoane din jurul dumneavoastră se va schimba radical și lucrul acesta să vă surprindă. Oricum vă simțiți un pic uh, închiși, blocați, uh, reținuți. Uh, nu vă deschideți spre ceea ce vine în viața dumneavoastră. În dragoste avem marele preot care aduce o lecție de viață, care aduce rezolvare în uh, lentă, o schimbare lentă, poate în alte situații aveți de-a face cu o persoană din străinătate, o persoană de altă religie sau se pune mult accent pe căsătorie în luna aceasta, pe siguranță, pe, pe temei, pe cununie, poate aveți și anumite mesaje suplimentare, vom lua cartea care s-a întors și restul le vom citi ca mesaje suplimentare. Da, dar vedeți din nou blocajul în dragoste. Poate într-o relație lucrurile nu mai funcționează așa cum v-ați fi dorit sau vă simțiți foarte limitați de către persoana iubită și nu vă pică foarte bine pentru că într-adevăr văd anumite nemulțumiri care vor lua sfârșit, să știți în viața dumneavoastră, e o luptă, probabil o să vă spuneți punctul de vedere, o să spuneți ce simțiți, ce trăiți, nu o să vă mai lăsați răniți. Poate aveți de face cu o persoană care face ce vrea din dumneavoastră sau uh, încearcă să vă facă să vă supuneți, să ascultați sau uh, se joacă cu sentimentele dumneavoastră, cu uh, profită de lucrul acesta că îl iubiți sau o iubiți și vă rănesc lucrurile acestea. Și aveți de gând să puneți stop. Și văd că ce nu vă doboară, ce nu vă doboară, vă face mult mai puternic și așa este, pentru că scăpați de o rană sfletească și dați frâul liber unei dragoste, da, unei povești de dragoste foarte frumoase. Aici apar multe neînțelegeri, poate chiar și o ceartă, mai multe neplăceri, poate și anumite rude, persoane care tot se bagă în viața dumneavoastră, în relația dumneavoastră și nu vă mai convine aici. Poate fi vorba și de traiul la comun cu alte persoane, care din nou nu vă creează un avantaj, nu este ceva de bun agur. Aveți și totuși și lucruri frumoase în casa dumneavoastră, surprize, lucruri care vă bucură. Um, Aflați de falsitatea cuiva, aflați cine vă pune bețe în roate, cine nu vă suportă, de, de unde vin toate problemele pe care le întâmpinați. Din punct de vedere profesional și financiar, avem uh, cavalerul de monede care aduce stabilitate financiară uh, sigură o să aveți parte de bănuți, o să aveți parte de un loc de muncă stabil în luna aceasta, chiar și posibilitatea de a avansa, doar că aici mai este nevoie de timp până când ajungeți pe poziția pe care vă doriți. Și nu doar de timp aveți nevoie, ci și de a face o alegere. Da, trebuie să aveți o garanție că lucrurile vor fi bune. Da, văd că vi avea onoare, vi avea câștiguri. Deci, din punct de vedere profesional și financiar, veți avea parte de o lună excelentă câștiguri din mai multe părți de care vă veți bucura, dar mare atenție la supra-solicitare pentru că există tendința aceasta de a nu vă odihni și de a munci foarte mult pentru a strânge, pentru a avea și foarte multe drumuri obositoare, poate la unii dintre dumneavoastră. În cazul în care nu aveți un loc de muncă, apar anumite variante, opțiuni, dar aveți de unde alege, doar că Trebuie să și credeți că se poate. Poate nu aveți încredere suficientă în dumneavoastră ca să face față unui anumit post. Dacă aveți propria afacere, lucrurile merg foarte bine, dar exact cum v-am spus, atenție la supra-solicitare, pentru că există tendința aceasta de a obosi foarte tare și de a vi se face rău sau, mă rog, nu vă simțiți bine. Din punct de vedere al sănătății, avem cavalerul de bute. Este o lună agitată, o lună în care aveți foarte multe lucruri de pus la punct. Într-adevăr, poate unii dintre dumneavoastră veți merge și veți face un control, mai ales aceia dintre dumneavoastră care aveți un viciu. Indiferent ce înseamnă asta, că poate țineți și o dietă de, de un timp îndelungat și e cam același lucru. Dar nu neapărat. Aici trebuie să aveți grijă la ceea ce consumați și aici mă refer și la alimente, dar să vă protejați foarte bine luna aceasta pentru că văd că unii dintre dumneavoastră sunteți predispuși la răceli și. trebuie să urmați un tratament medicamentos, dar vă veți face bine. Deci, oricare a fi numai, trebuie să fiți mult mai atenți la uh, protecție. Să vă protejați. Cam atât am avut să vă spun. Vă mulțumesc din suflet că mi-ați fost alături și astăzi. Vă pup, vă îmbrățișez pe toți cu mult drag și să ne auzim cu bine data viitoare. La revedere!